Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Luna aceasta este marcată de ieșirea lui Saturn din zodia Vărsător. Așadar, Jupiter, și odată cu el norocul, va ocupa tot spațiul pe astrograma ta natală, oferindu-ți oportunități datorită cărora domeniul tău de activitate se poate extinde. Eliberată de povara lui Saturn, te poți bucura de el la maximum și fără schimbări nedorite de dispoziție. Între timp, Marte în Gemeni te ajută să întâlnești oamenii potriviți și te încurajează să profiți de oportunitățile care ți se oferă, trebuie doar să dai o mână de ajutor astrelor. Marte ți oferă viteza sa de acțiune și reacție. În această atmosferă, totul sugerează că ritmul vieții tale se va schimba. În același timp, Uranus, care va fi susținut și de Venus din 17 martie, îți cere să menții o abordare realistă dacă vrei ca toate oportunitățile care ți se arată să fie încununate cu succes real. Dragoste, perioada dificilă s-a terminat și tu oprești toate concesiile. De acum încolo vei primi un mic bonus din dragoste, care va schimba radical totul. Pentru a te simți bine, ar trebui să-ți admiri partenerul, care în schimb va fi alături de tine în momentele de succes. Acest mic miracol se poate întâmpla luna aceasta. Sfat, ai atât o oportunitate, cât și o șansă grozavă de a ieși din cătușele care te-au împiedicat să te dezvolți. Pentru ca această magie să se întâmple, nu asculta discursuri dulci și nu pierde realismul. Sănătatea. În prima jumătate a lunii, potențialul tău energetic va fi slăbit. Oboseala cronică, schimbările de dispoziție, nervozitatea și iritabilitatea sunt probabile. Toate acestea te vor face mai vulnerabilă la infecțiile sezoniere și răceli. Ai grijă de tine. Trebuie să-ți asculți corpul propriu. În acest moment, corpul îți va da o mulțime de semnale. Toate acestea sunt rezultatul atitudinii tale față de sănătate. Dacă mai devreme ai avut grijă de tine, ai mâncat corect și ai făcut sport, atunci exacerbările te vor ocoli. În același timp, dacă nu te-ai ascultat, atunci bolile de care ai uitat de mult timp riscă să revină. Banii. Începutul primăverii calendaristice pentru un leu tipic poate fi asociat cu diverse probleme financiare, împrumuturi, datorii, ipoteci. În plus, sunt probabile discuții privind moștenirea sau capitalul comun. Dacă nu ai găsit încă ceva pe placul tău, atunci te vei simți nesigură la locul de muncă. Martie este un moment propice pentru schimbarea carierei. Dacă ți dorești de mult să te dedici afacerii tale, atunci nu rata șansa de a începe metamorfozele în luna martie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!